Fica lui Gigi Becali s-a despărțit după ce și-a prins iubitul cu o altă femeie. Iar dacă face parte dintr-o familie extrem de bogată, tânăra nu a putut evita ale tinereții valuri. Episodul cu pricina a rănit-o profund pe fata omului de afaceri din Pipera. Mai mult, se pare că Gigi Becali nu a aflat despre eveniment decât după ce informația a răsuflat în presă. Vorbind despre Alexandra, fiica mijlocie a cuplului Gigi și Luminița Becali. Aceasta a avut o relație de lungă durată cu Mihnea Grigoriu. Cel care a renunțat la Alexandra Becali este la rândul lui un băiat de Bangata. Considerat unul dintre copiii răsfățatei capitalei, Mihnea nu a ținut cont de averea blondinei și a renunțat la relație. La scurt timp, după ce povestea de iubire dintre Alexandra și Mihnea s-a încheiat, tânărul Don Juan a fost zărit în compania unei alte frumuseți din România. Evenimentul cu pricina s-a petrecut în urmă cu mai mulți ani, chiar înainte ca Gigi Becali să-și mărite prima fată de Odora, sora Miresei a rămas fără partener. Mihnea Grigoriu a ales să înceapă o relație amoroasă cu Denisa Hodișan. Aceasta, din urmă, este un cunoscut model din Oradea care a participat la mai multe concursuri de frumusețe. Tânărul care a preferat să o părăsească pe Alexandra Becali face parte dintr-o familie extrem de înstărită. Dan Constantin Grigoriu este un general în cadrul Serviciului Român de Informații, iar potrivit unor informații din anturajul acestuia, are o avere considerabilă. De altfel, fiul său Mihnea este un împătimit de mașini de lux.